Bună ziua, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție BZI Live. În maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni, o avem invitată astăzi pe Andra Botez, interpret vocal. Sunt ferm convinsă că foarte mulți dintre voi deja o cunosc pe Andra Botez. Discutăm astăzi despre cum a afectat pandemia de coronavirus afacerea sa, atelierul de voce by Andra Botez, cum și-a reluat activitatea cu elevii, cum și-a desfășurat activitatea în această perioadă și mai ales când se preconizează că își va începe frumoasele concerte cu care toți ne-am obișnuit. Bună ziua, draga mea, și mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Bună ziua, și eu mă bucur că am reușit. Tot ne ține de ceva timp. Ai reușit să dai share? Am reușit să dau share. Cred că, sper că am făcut bine. Deocamdată mă văd pe mine foarte bine. Cum a afectat pandemia de coronavirus atelierul de voce by Andra Botez? Păi, nu știu dacă l-a afectat atât de mult cât l-a ajutat, pentru că perioada de pandemie a însemnat o apropiere și mai puternică unii față de ceilalți. A afectat foarte mult în sensul pozitiv înțelegerea mai atentă a tehnicii vocale complete pe care o predau și, din contra, mi s-a părut că această perioadă de pandemie a fost una foarte, foarte plină de compoziții. Foarte mulți au compus în perioada aceasta, au scris versuri, au fost mult mai relaxați. În sfârșit au avut timp să studieze mai mult din ceea ce le dădeam să facă acasă. Până acum era, știi, chestia aia. Stai că trebuie să ajung în altă parte, nu pot acum că am de făcut teme, că am de mers acolo, nu sunt în oraș. Pe când acum n-au avut altceva de făcut decât să facă ore de cantă și să studieze. Cum a fost transferul în mediul online? A afectat cumva relația cu elevii tăi în vreun fel? Mm-mm. Cum ți-ai structurat orele? Imaginez că într-adevăr am schimbat foarte mult. Da, le-am schimbat foarte mult, am făcut o structură mult mai dură, ca să zic așa. Am mers pe două bucăți, pe parte de teorie și parte de practică. Și în felul acesta s-a înțeles mult mai bine ce aveau de făcut. Pe o săptămână ne alegeam câte o temă din tehnică vocală și mergeam pe acea temă cu fiecare. Și faptul că se întâmpinau diferite situații, eram nevoită să aduc alte soluții care să fie de ajutor. Și atunci structura asta, deși pentru mine a însemnat să mă pregătesc în fiecare zi să studiez, de fapt a fost pentru ei o mai bună organizare și mai multă eficiență. Chiar i-a ajutat foarte tare. Știu că ai cursanți, elevi și din străinătate, nu doar din Iași, nu doar din România. Cum i-ai captivat, cum i-ai captat, cum i-ai adus? Eu lucram dinainte de foarte mult timp cu unii din București, deci foarte mulți care erau din altă localitate și eram cumva obișnuită cu ideea de online, dar niciodată nu m-am gândit că ar trebui să fac lucrul ăsta zilnic, câte 6-7 ore pe zi, timp de 2 luni jumătate. Niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta. Luam ideea de online ca un refresh, să zic așa, wow, e un pic diferit, wow, e altceva. Dar ca să răspund la întrebarea ta, vreau să zic că foarte mulți dintre cei care s-au stabilit în altă țară am continuat relația de colaborare și din afară. Deci am elevi care sunt din 2013 cu care lucrăm și care s-au stabilit în Franța, în America, în Anglia și care au zis, măi Andra, nu știu cum fac, dar tot la tine ajung, că e mai ok. Bine, e chestia asta și de prețuri, că sunt un pic diferite prețurile în afară. Plus că foarte mulți s-au obișnuit cu tehnica și cu stilul meu, cunoscându-le deja personalitatea foarte bine, le-au venit mult mai ușor să continui așa. Și acum cu atât mai mult. Deci au zis, păi acum facem în fiecare zi, că dacă tot e pandemie. Și am zis, măi, stai că nu pot chiar așa. Dar e foarte fain, foarte, foarte fain. Ai observat o adresabilitate mai mare odată cu venirea stării de urgență, când ai fost practic nevoită să te muți în mediul online? Oamenii au simțit că e mai simplu să comunice cu tine prin această variantă? Da, pentru că am organizat workshop-uri. Deci ăsta a fost primul pas. Am început să organizez câteva workshop-uri de tehnică vocală și estetică vocală și au fost cumva captivați de ideea asta să fie mai mulți. Și involuntar temele propuse au fost cumva și cu mesaj că trebuie să le tratezi individual. Și de la workshop-uri practic s-a început, ok, mi-am dat seama că eu trebuie să lucrez individual pe chestia aia pe care ai zis-o tu acolo la workshop. Și din cauza asta cumva
Acum voi continua, chiar dacă încă suntem în mediul online noi de la atelier, noi vom continua o parte din workshop-uri să le facem tot pentru cei care nu sunt din localitate sau din țară, le vom continua în mediul online. Și foarte, foarte tare, deci... Plus că noi, relația pe care o avem noi cu antrenorii din țară de tehnică vocală completă, relația noastră se menține în continuare așa, din cauza profesorului nostru, Lucia, care este în Olanda. Noi oricum eram obișnuiți să lucrăm online cu toții. Și acum cumva, bine, poate se vede totul foarte pozitiv așa de la mine, dar a fost o adaptare ok. În sensul ăsta vreau să evidențiez că nu a fost ceva care chiar mi-a fost greu. Mi-a fost greu din alte puncte de vedere. Mi-a fost greu din cauza că nu e ușor să stai 6-7 ore în fața laptopului și să lucrezi continuu. Mi-a fost greu din cauza că mai apărea Flavia în cadru. Hey! Hello! Ce faci? Flavia, știu ca ta. Plus mai apărea Bogdan că mi-aducea mâncare. Deci erau niște faze, na, dar... În principiu a fost foarte frumos și de asta am și ales să continui ideea asta. Acum cei care urmăresc din elevi sunt sigură că o să zică, e clar ce vorbim noi sâmbătă la ședință, o să vorbim că rămânem pe online. Dar în principiu m-am decis foarte mult pe chestia asta online pentru că am foarte multe workshop-uri pe care nu le-am terminat. Eu am crezut că perioada asta o să dureze mai mult. Și mi-am organizat, mi-am făcut un plan de bătaie, mi-am făcut o agendă specială și mi-am făcut pe date. Și acum mi-am dat seama că am rămas cu câteva workshop-uri și nu mi-am terminat eu structura. Te ajută poate foarte mult faptul că și aveai atelierul de voce. Probabil dacă n-ai fi avut atelierul de voce și evenimentele s-ar fi anulat, ar fi fost un pic mai greu să treci peste această perioadă. Mâine, din ce știu, atelierul de voce Bayern Drabotez împlinește 310 ani de la înființare. Când a trecut? Când a trecut și... Care au fost începuturile tale? Care a fost traiectoria ta? Cât de greu ți-a fost să ajungi în punctul în care vorbim astăzi despre 100, cam 100 de elevi ai cam tu? 100, da. Cât de greu ți-a fost să-i aduni pe cei 100 și să-i ții iată aproape, chiar dacă sunt plecați în străinătate? Mm-hmm. Eu m-am gândit la întrebarea asta, sincer, și abia am așteptat să fie întrebarea asta, pentru că pasul pe care eu l-am luat în a face acest atelier, de fapt, nu a fost... pentru că mi-am dorit eu lucrul acesta. Eu niciodată nu am crezut că eu am să fiu profesor de canto, cum niciodată nu am vrut să fiu cântăreață. Eu am avut cu totul și totul alte... Eu vreau să fiu actriță. Eu eram cu actorie, vreau la un moment dat să fiu organizator de evenimente. Deci aveam alte idei, alte goal-uri. Dar am primit un telefon. Am primit un telefon de la Pamela, a viziteiței, acum Ciuciumiș, care mi-a zis că vrea să facă ore de canto cu mine, eu deja cântând cu ea. Și ea a fost prima elevă care mi-a zis, Sandra, eu cred că tu ești cea mai potrivită persoană pentru a mă ajuta pe mine în muzică, deși noi cântam împreună. Și am zis, Pami, dar eu nu sunt profesor, eu nu fac asta, nu asta este treaba mea. Nu, eu știu de ce vreau treaba asta și vreau să fim împreună. Și cumva ea a fost prima care a insistat foarte tare în ideea că a insistat în primul rând nu doar să fac ore de canto, ci să mă plătească. Și a fost pentru mine, zic, băi, stai că tu iei chiar pe bune chestia asta. Adică eu am zis că te învăț din ceea ce cunosc și din experiența mea, dar eu nu vreau să mă plătești. Nu, eu vreau să te plătesc. Bine. Și de acolo, știi, prietena mea ar vrea să facă ore de canto, că i-am zis că eu fac ore de canto cu tine. Și de acolo, știi... Am o altă prietenă care își căuta un profesor și tot de la o recomandare la alta am ajuns în punctul acesta și mă refer la punctul acesta, adică după aproape 14 ani de acum fac cu Pami ore, am considerat că ea este cea mai potrivită să fie ajutorul meu și să fie profesor la atelierul de voce. Și de asta zic că ideea că au trecut atâția ani de zile, în primul rând, mi-amintește de cum am început și de cât de important este să menții o relație de seriozitate și o relație foarte bună din punct de vedere al lucrului, pentru că nu se știe niciodată ce vrea cel cu care lucrezi. Și de asta, când am decis să-mi iau pe cineva care să-mi fie alături, am zis că n-am cum decât pe ea
să o aleg să fie, să fie alături. Și e fain că am, am elevi deja care îmi zic, ok, deci dacă tu ai lucrat cu PAMI cam 13 ani, ok, deci urmează și eu cam vreo 10 ani și o să lucrez la tine, nu? Măi, nu știu! Mie mi se pare cel mai fain când, când ajungi să lucrezi cu un om și să vezi că omul respectiv chiar poți să faci și altfel de treabă. Ai avut, ai avut și obstacole, ai avut momente în care te-ai gândit să renunți, în care te-ai simțit descurajată. Cum ai trecut? Cum ai trecut peste ele? Cum ți-ai găsit motivația să mergi mai departe și să ajungi astăzi aici? Nu e ușor și știm cu toții că orice început e foarte entuziast. E foarte frumos și încep să vină din ce în ce mai multe vise, dar se întâmplă tot felul de, se întâmplă tot felul de lucruri. Unii vin, alții pleacă și am avut momentele astea când am zis, măi, nu mai vreau să mai continui, pentru că eu sunt și genul de persoană în care mă implic 100%, dau tot. Și am avut momentul acesta când am întâlnit tehnica vocală completă, pentru că până atunci predasem pe două tehnici, predasem pe bel canto și Suzuki Method, care funcționau foarte bine, dar care cumva erau pași mai mărunți în evoluție, în progres. Și când am înțeles tehnica asta, mi-am dat seama, zic, eu cum fac acum să recuperez cu toți cei pe cărora le-am predat tehnicile respective, cum fac eu acum să le schimb tehnica? Și am zis, nu, mai bine nu mai fac nimic, văd de treaba mea și gata. Dar și au fost și alte motive. Schimbul pe care l-am făcut, înainte făceam acasă ore, mi-am dat seama că trebuie un alt spațiu, mi-am dat seama că e un angajament foarte important și am zis, măi, chiar vreau să fac chestia asta sau nu? Plus, mi-am dat seama ulterior, deci după 2007, eu în 2009 m-am decis să dau la conservator. Pentru că mi-am dat seama că eu nu pot să fac ore de canto dacă eu nu sunt justificat într-un anumit sens. Adică nu pot veni părinții doar pe bază că eu sunt cântăreață sau m-au văzut undeva. Tu predai de dinainte de a avea pata la masă. Da, deci eu aveam, eu eram pe... terminasem facultatea de sociologie. Și de asta eram cumva cu PAMI. Măi, PAMI, eu nu pot, n-am, nu. Cum? Dar tu cânti, dar tu ai trupă, dar tu ai aici o grămadă de lucruri, ai studio, ai pe Bogdan, trebuie să am ceva de învățat de la tine. Eu înțeleg că ai ceva de învățat de la mine, dar nu e normal să-ți predau și tu să mă plătești pentru asta, trebuie să fiu pregătită în toate sensurile. Și de asta cumva atelierul s-a construit exact termenul ăla, build-up. Deci nu a fost ceva care am zis, gata, eu vreau să-mi fac o afacere, vreau să-mi fac școala mea sau vreau să-mi fac afacerea mea sau vreau să mă fac profesor. Never. Deci nu. Predai? No. Acum predai după o tehnică nouă, o tehnică despre care mulți elevi de-ai tăi au discutat în maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni. Da. Elevi de-ai tăi invitați aici. A rămas ca un mister pentru noi toată această tehnică. Da, știu, tatăl meu zice, măi, dar... Dar zine și nouă ce se întâmplă acolo, ce faceți? Cine spui? Ce o să vă spun așa, o să vă dau un pic din casă, pentru că sunt foarte mândră de echipa din care fac parte. Este vorba de echipa CVT România, prin susținerea Lucei Ciobotaru, profesor autorizat internațional în tehnică vocală completă, prin Institutul de Tehnică Vocală Completă din Olanda. Sunt foarte mândră că fac parte dintr-o echipă foarte puternică, de antrenori extraordinari, foarte buni. Sunt cei mai buni profesori din țară, care reprezintă această tehnică foarte bine. Sunt cântăreți profesioniști din diferite genuri muzicale. Sunt profesori care au experiență, care predau în școli. Deci este o echipă extraordinară, dar cel mai mult echipa aceasta extraordinară, de fapt, s-a format din cauza că această tehnică este absolut extraordinară. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că este una dintre cele mai cunoscute tehnici vocale din Europa. Este de un impact extraordinar la foarte mulți artiști. Ce e diferit? Ce e diferit în tehnica asta? E diferit pentru că se lucrează concret. Deci orice problemă pe care o întâmpin vocal se rezolvă instant. Și pentru că are acest impact, pentru că instantaneu când recunoști, îți recunoști un habit pe care îl ai și când vezi că poți să-l rezolvi în 5 minute, e revoluționar. Și din cauza că are impact la orice nivel de cântăreț, la orice nivel de vorbitor, pentru că tehnica nu este valabilă doar pentru cântăreț, este valabilă și pentru avocați, profesori care își folosesc vocea în mod
continuu, constant, atunci au nevoie de ajutor. Și pentru că prezintă foarte bine soluții care merg pe personalitate și foarte concret, instantaneu vrei mai mult. Și atunci nu mai este impactul pe care îl are din cauza că face oră de canto cu mine, ci este impactul pe care îl are tehnica în sine. Uh-huh. Și dă-ne un exemplu concret. De exemplu, dacă ai vocea gâjâită, să zicem, da, cânti mai mult pe aer, uh-huh, și vin la tine, da, și spun, și am sunt, problema sunt, asta. Da. Dacă nu o depistezi eu, o depistezi tu? Adică da, o observi și o... Da, pentru că noi, deci noi profesorii CVT, instruiți de Lucia, în primul rând discutăm problemele pe care le întâmpinăm cu elevii noștri. Deci nu discutăm despre problemele pe care le avem noi ca și artiști, ci problemele pe care le avem noi ca și profesori cu elevii cu care avem de-a face. Și știm că vin elevi de tot soiul, vin artiști profesioniști care cântă foarte mult. Cel puțin noi, la atelier, avem de-a face cu majoritatea artiștilor profesioniști, care în general se întrețin din muzică și au nevoie de rezistență. Și atunci această problemă de aer pe voce este una foarte des întâlnită. Și de asta sunt în tehnică vocală completă tehnici de terapie vocală. Terapie prin lax vox, terapie prin înțelegerea principiilor de bază ale acestei tehnici, suport, niciodată tensiune pe buze sau pe mandibulă și conștientizarea că în spațiul din corn epiglotic trebuie să fie îngustat. Deci vorbim de două spații de rezonanță. Din corn epiglotic un spațiu și un spațiu din cavitatea bucală. Și atunci ele fiind conștientizate prin imagini, prin anumite senzații, atunci devii conștient de problema pe care o ai și elimini aerul de pe voce. Dar cea mai bună terapie este aceasta, prin lax vox. Cum a contribuit cursul acesta pe care inițial tu l-ai făcut și acum îl împărtășești cu elevii tăi? Cum a contribuit la dezvoltarea ta ca artist și ca profesor? La mine a fost șocant. Deci eu am discutat chiar recent, vorbeam cu Bogdan, de impactul pe care l-a avut asupra mea tehnica vocală completă. În primul rând mi-a eliminat orice fel de barieră. Vorbim de barieră mentală până la barieră vocală. Înainte eram foarte, foarte convinsă că fiecare voce este de aici până aici. Ok, tu poți să cânti de la nota asta până la nota asta. Mai departe, dacă nu ești înzestrat, stai cu minte. Sau trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi până acolo. Sau mulțumește-te cu ce ai și găsește-ți stilul potrivit în care să poți cânta foarte lejer. Ca să nu zic neapărat de zonă de confort, că zona de confort înseamnă foarte mult. Și mie mi-a eliminat complet ideea asta, pentru că și eu aveam anumite bariere. Consideram că, măi, eu sunt pe treaba asta, chiar dacă am cântat aproape toate genurile muzicale, și pop, și rock, și fusion, și jazz, și soul, și gospel, și așa mai departe, m-am întâlnit cu o grămadă de situații, dar tot aveam barieră pentru că știam, eu trebuie să merg de aici până aici. Ori tehnica asta cumva m-a trezit instantaneu că pot mult mai mult de atât. Pot să redau vocal mult mai multe lucruri. Ca să nu mai zic de partea de efecte vocale care m-a atras cel mai mult. Efectele vocale fiind, dacă vrei, cireașa de pe tort. Mai mult decât a fi foarte sigură pe vocea ta, mai mult decât a fi igienic în cântat, mai mult decât a fi estetic, stilistic, vrei să adaugi acel ceva care mulți îl numesc, da, păi el are un timbru special. Dacă vorbim despre Joe Cocker sau vorbim despre Louis Armstrong, care tot zic că, wow, dar vocea aia așa s-a născut. El nu vorbea cu growl, care de fapt este un efect pe care el folosește și e foarte fain și care nu produce niciun fel de durere și niciun fel de disconfort. Și pe mine asta m-a atras. Wow, adică eu pot să fac treburile astea. Mă! Gata. Schimbarea tehnicii ți-a adus mai mulți elevi? Da. Da, a fost o schimbare inclusiv pentru cei care au început. Deci cu cei care eram din 2007, deși le-a fost foarte greu pentru că au trecut cu mine prin tot ceea ce studiam eu. Ok, o să schimbăm acum tehnica, o să mergem pe altă tehnică. Ei s-au bucurat foarte mult din cauza că e normal ca să vrei să evoluezi împreună cu profesorul tău. Cel puțin e și un concept al meu. Mie mi se pare absolut util ca orice profesor
să studieze permanent, pentru că trebuie să fie din ce în ce mai bun, mai bun decât elevul. Și ca să poată elevul să-l depășească cum trebuie, dacă îl depășește și este mai bun decât profesorul, să-l depășească chiar super, super bine. Și într-adevăr, când am venit cu această tehnică, foarte mulți au fost atrași de partea asta de efecte, că pot adăuga ceva în plus la vocea lor și pe rezultatul foarte rapid. Cum? Adică eu pot să ating așa rapid nota aia înaltă? Yes! Cum? Dar eu nu pot să cânt note joase. Bă, da! Și nu era o chestie psihologică, da, tu poți, nu mai gândește-te că poți. Nu, este soluție concretă. Foarte, foarte specifică. Deci nu sunt soluții generale, sunt soluții în funcție de personalitatea fiecăruia. Și din cauza că e atât de specifică fiecăruia, n-ai cum să nu spui mai departe. Adică te bucuri atât de tare, eu mă bucur foarte mult pentru cei care spun că eu nu le-am spus nimic. Le-am zis, fraților, ceea ce are impact la mine nu poate să aibă impact la voi. Ceea ce întâmpinați voi încântat, eu nu pot să spun că întâmpin de fiecare dată. Situațiile în care sunteți, chiar dacă eu am cântat la evenimente, la nunți, asta nu înseamnă că situațiile pe care le-am avut eu le aveți și voi, chiar dacă sunt unele similare. Și din cauza că au avut impact în studiul lor individual, e normal să dai mai departe. Știm cu toții, când ne marchează ceva, avem tendința să spunem la toată lumea. Și asta face tehnica vocală completă. De fapt, te face să spui la toată lumea. Nu mai poți, nu mai reziști. Care e secretul unui pedagog? Care e secretul tău? Cum te ții aproape de elevii tăi și ce te face atât de special încât ei te caută chiar dacă pleacă în străinătate? Și totodată, cum reușești să le păstrezi amprenta artistică, personalitatea artistică, fără să ai tendința de a-i corecta și a-i aduce spre tine? Că e o, e o limită foarte subțire. Este, da. Mai ales când, de exemplu, eu recunosc, genul meu muzical preferat este jazzul și, într-adevăr, când vine cineva și cântă jazz și zice, uite, eu am venit la tine pentru că mie îmi place jazzul și vreau să cânt jazz, și când vezi că el cântă fain, normal că simți nevoia să-l atragi cu totul spre tine. Dar, again, pedagogia CVT ne învață, noi ca profesori, gusturile nu se discută. Adică mie, chiar dacă îmi place foarte tare cum cântă respectivul sau îmi place foarte mult ceea ce face și poate îmi ridică pielea și zic, ce fain ai cântat, asta nu înseamnă că eu trebuie să-l atrag cât mai mult înspre mine. Nu, eu trebuie să depistez de fiecare dată ce nevoie are tehnice, în așa fel încât să-l apropii de mine prin tehnică vocală. Nu prin estetică, nu prin pasiunea mea, nu prin nevoile mele. Recunosc că uneori anumite probleme pe care le ai tu ca profesor din punct de vedere artistic. Eu lucram și în continuare lucrez la anumite pasaje, involuntar te întâlnești la oră cu o situație care are exact legătură cu tine. Eu de fiecare dată recunosc, uite, să știi că și eu sunt în aceeași situație cu tine și am problema asta, cu nota asta. Nu pot să iau nota asta pe metal sau nu pot să țin acolo setting-ul. Și în felul acesta, practic coborându-mă la același nivel cu el, își dă seama că niciodată nu există un punct maxim la care să ajungi. De asta, cred că ceea ce ne ține pe noi aproape este că ne vedem de fiecare dată nivelul și ne recunoaștem. Nu există ideea că, păi da, tu ești foarte bun sau... Sau da, eu mai am de studiat și atunci da, mă simt în disconfort. E de fapt sinceritatea pe care o avem unul față de altul și când ne recunoaștem problemele pe care le avem, habiturile pe care noi le avem. Observ o deschidere mai mare dintre toate laturile artei către muzică. Oamenilor obișnuiți, oameni care nu au neapărat studii în muzică și doresc să vină la aceste cursuri. Întrebarea mea este, după ce finalizează aceste cursuri, care sunt șansele lor, nu de angajare, că nu vorbim neapărat despre asta, care sunt șansele lor de promovare și șansele lor de a-și câștiga existența prin intermediul muzicii? Și care e situația artistului eșan până la urmă? Este o situație destul de dificilă, apropo despre discuția pe care am avut-o la început. Sunt foarte mulți care muzica deja o privesc chiar că cu ochii în jos. Nu mai au aceeași, într-adevăr, deschidere spre muzică așa cum au avut-o. Deși cei care au început să găsească progres
s-au orientat într-un alt mod pentru muzică. Fie au început să investească foarte mult în a compune muzică, în a scrie muzică, chiar însă și în ideea de predare. Eu cred că este un subiect foarte sensibil și cred că ține foarte mult de cum gândește fiecare. Mie mi se pare că fiecare artist ajunge într-un punct în care e un pic egoist și trebuie să se gândească foarte fair în fața lui, să zică, ok, eu ce pot să fac cu muzica? Și dacă este să menționez ceva practic acum, trebuie să recunoaștem că platforma online a crescut enorm în ultima perioadă. Nimeni nu s-a gândit că se va ajunge în situația asta, în sensul bun al cuvântului, și că vom găsi partea de online ca fiind foarte ok. Deci sunt foarte mulți artiști care acum s-au orientat foarte mult pe vlogging, pe lucru YouTube foarte mult. Adică cred că trebuie să fim foarte, foarte sensibili la ceea ce avem noi de dăruit. Pentru că soluții sunt. E foarte ușor să renunți, să zici că da, păi nu merge cu muzica, atunci renunț și mă duc și fac IT. Dar ajungi în aceeași postură la un moment dat. Pentru că în Iași, cel puțin acum, este loc pentru fiecare. Eu am ajuns la concluzia că nu mai există punctul ăla în care da, păi eu vreau să fac asta, dar nu am loc. Nu. Trebuie doar să fii foarte bun în ceea ce faci, trebuie să fii foarte la curent cu toate informațiile, să studiezi foarte mult, să investești foarte mult, să nu-ți pară rău că investești, să nu ai dubiul ăla că, măi, dacă fac chestia asta, nu știu dacă o să-mi iasă. Nu, vreau să-l fac, îl fac. Și cred că asta contează cel mai mult, cât de mult investești. La un moment dat nu o să mai ai timp să te mai gândești că chestia aia nu o să meargă, pentru că tu ești preocupat de cât de mult investești. Pasiune, și nu numai. Investești tot. Andra, înainte să-ți adresez următoarea întrebare, am să reamintesc urmăritorilor noștri că dacă aveți întrebări pentru Andra Botez, le puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, iar ea vă va răspunde. Uh-huh. Tu ai participat la foarte multe concursuri cunoscute la nivel național, televizate, și aș dori să te întreb cum a contribuit participarea ta la aceste concursuri la dezvoltarea ta ca artist, uh-huh, și la numele pe care ți l-ai format, uh-huh, în Iași, pentru că mulți oameni te cunosc, te-au văzut, cum se spune, la televizor, da. Au fost elevi care au venit la tine și prin faptul că te știau de la televizor ai obținut colaborări ulterior prin faptul că te-au văzut la televizor? În mod... nu știu, într-un mod mare, nu. Dar recunosc că s-au schimbat foarte multe lucruri după apariția la Cânta acum cu mine. S-au schimbat foarte multe lucruri, în sensul că responsabilitatea mea a fost mult mai mare. Eu nu am crezut că impactul de acolo va fi așa de mare, sincer. Eu m-am bucurat la maxim de tot ce a fost acolo. Știi că ziceam că vedeam poza și mă uitam că uite noi și acum ținem legătura pe telefon, salut, neața, dacă mergem la București trebuie să ne vedem. Deci impactul pe care l-au avut toate concursurile în general, au avut impact asupra mea, dar nu aș vrea să fiu o încurajare pentru cei care cred că dacă te duci la foarte multe concursuri, vei ajunge într-un anumit stadiu. Concursurile au impact individual. Cine vrea să meargă în concursuri pentru că vrea să-și construiască un nume, dacă consideră că ăsta este un prilej, e ok. La fel dacă nu. Eu consider că un concurs te învață foarte multe lucruri, te izbești de niște situații cu care nu te izbești într-un concert. Un concurs înseamnă foarte multă presiune și un concurs înseamnă să te întâlnești cu tine însuți, așa, direct. Dacă ești o fire puternică și dacă ești o fire care vrea să se bucure în același timp de muzică, try it, e ok. Dar nu ajută în mod direct În realizarea visului, în realizarea planurilor, chiar eu aș spune că deloc. Deci impactul este doar
personal. Deci lucrurile care mi s-au întâmplat mie nu pot să le dau mai departe și să zic, uite, mergi la acea emisiune pentru că vei învăța asta, asta, asta. Este ceea ce am întâmpinat eu. Dar nu are absolut nicio legătură cu ceea ce poate întâmpina altcuiva. Pentru cineva poate să fie o experiență extrem de neplăcută. Eu am avut și experiențe neplăcute în concursuri. Foarte neplăcute. Dar... În ce sens? Păi... M-am trezit cu un pumn în nas într-o un festival. De ce? De ce? Da, am fost la un festival și mi-a zis o tipă, măi, ți-ai frânt gâtul destul? Și am zis, cum? Nu cred. Da, și am dormit vreo jumătate de oră. De ce a făcut asta? Nu știu, nici acum nu pot să îmi dau seama, dar din momentul ăla am zis că eu nu mai merg la festivaluri. Dacă așa e la festival, eu nu mai merg. Și de asta, eu nu pot, de exemplu, să vorbesc despre experiența de festivaluri, că nu e ca și cum asta se întâmplă de fiecare dată. Că dacă eu aș povesti treaba asta, ar zice, oh my god, eu nu mă mai duc la festival, dacă așa e, înseamnă că e nasol. Ai primit cereri de colaborare și din București, din alte orașe? Da, adică să te muți la București, poți face un album ca toată lumea? Da, este. De fiecare dată este întrebarea asta, pentru că știm că trebuie să recunoaștem. Bucureștiul este sursa de... remarcă acolo. Deci, pentru că lucrurile merg mult mai rapid acolo. E capitala României și normal că lucrurile funcționează diferit. E mai mare, în primul rând. E un oraș mai mare în care muzica se desfășoară într-un alt mod. Eu nu am vrut să merg la București, indiferent de propunerile pe care le-am avut, pentru că am eu o treabă cu Iași, eu recunosc. Eu consider că dacă te-ai născut într-un oraș, nu te-ai născut întâmplător. Ești datoare, ești obligată să faci ceva acolo. Dacă pleci, este ca și cum nu ai avea încredere în primul rând în ceea ce poți tu să faci și consider că nu e locul potrivit. Cauți motiv, ca și cum nu mă ajută nimeni și atunci mă duc în altă parte. Păi până te adaptezi în altă parte, iar te iei de la zero. Nu mă adaptez, mă întorc înapoi. Eu cred că toate și-au un rost, toate și-au vremea lor și trebuie să fii foarte atent cu oamenii din jur, cu tine foarte mult. Și de asta eu n-am să plec niciodată. Eu am foarte des discuția asta și cu părinții mei și cu toți. Păi de ce nu te duci la București? Sau de ce nu pleci din țară? Nu vreau. Ca să nu mai zic, am mai fost și pandemia. Ma chiar că nu mai văzut. Andra, care e visul tău cel mai mare? Unde ți-ai dorit tu sau unde te vizualizezi din punct de vedere profesional? Care ar fi apogeul profesiei tale? Eu îmi doresc foarte tare să reușesc să impactez, să am un impact asupra fiecăruia cu care am de-a face, să rămân în memoria lui. Asta este visul meu, ca omul să nu mă uite. Vreau să mă țină minte frumos. Și asta nu o am de acum, o am de mult timp, de când eram mică. Mereu eram marcată de cineva care, dacă era supărat pe mine, mi se părea că era ceva foarte grav și încercam să fac în așa fel încât să nu mai fie supărat pe mine. Și îmi doresc foarte mult să fac acele lucruri care oamenii să zică, da, băi, a fost cineva, nu mai știu cum o chema, dar a făcut chestia asta pentru mine și eu mi-am schimbat total traiectoria sau mi-am schimbat complet dorințele. Îmi doresc ca ceea ce am de făcut să fac bun, să duc la bun sfârșit, că am o problemă cu chestia asta, asta am învățat-o de la mama, tot mama îmi spune, ai început un lucru dur la bun sfârșit și cred că apogeul vine singur. Am o țintă, vreau să fiu foarte bun în ceea ce fac. Vreau să fiu foarte bun în cântat, vreau să fiu foarte bun în predat. Cum îți dai seama că ești foarte bun? Sau cum îți dai seama că evoluezi? E un pic subiectiv aici, în ceea ce privește artiștii. Cred în că aici, da, e o întrebare foarte bună și ține foarte mult de caracter și ține foarte mult de cât de atent ești cu cei din jur, pentru că tendința de a te mândri e foarte mare. Instantanea, ce-am făcut eu, mai ales adică, când primește aprecii. Zic, bă, dar eu chiar sunt bun. Adică la un moment pui capul pe pernă și zici, da, măi, deci eu sunt cineva. Nu, trebuie să vezi în continuare. Dacă ne uităm la toți artiștii mari, prima lor afirmație va fi, eu mai am de studiat.
Și noi ne uităm și zicem, măi, dar ești Celine Dion. De exemplu, Celine Dion are și acum un vocal coach. Adică zici, păi da, ai ajuns la vârsta asta, la ce mai ai nevoie să mai fie încă cineva care tu îl consideri cumva mai bun decât tine, de care tu ai nevoie de ajutor? Ține foarte mult de caracter și de modul de gândire și de principii și de valori. Perseverență. Foarte mult de perseverență, să nu te trezești a doua zi și să zici, e, lasă că nu-i problema, am timp. Uite, apropo de mâine. Asta, apropo de asta, sunt foarte mulți artiști și oameni în general cu diverse profesii care abandonează drumul înainte de a ajunge la cufărul cu aur, să zicem așa. Și poate de multe ori nu conștientizează faptul că vor trebui să depună un efort suplimentar ca să o ia de la zero, efort pe care l-ar fi depus să continue visul respectiv, visul la care au renunțat, ar fi ajuns în punctul în care l-ar fi dorit. Ai simțit vreodată, ți-ai pus vreodată întrebările acestea, dacă renunț, ce fac? Dacă renunț, o iau de la zero? Ce bătălii se dau în interiorul unui artist? Eu mulțumesc Lui Dumnezeu că l-am pe soțul meu, care el e foarte dur cu mine. Eu am de multe ori tot felul de întrebări, na, ca orice femeie. Și artist și femei. Toate femeile, eu am să pot, și vine soțul, măi, trezirea. Soțul meu întotdeauna îmi zice, du-te și studiază și după aia mai stăm de vorbă. Du-te și învață piesa aia sau du-te și revinoți, că nu, lucrurile nu sunt așa. Eu cred că ține foarte mult și vreau să accentuez treaba asta de oamenii pe care i-ai în jur. Contează foarte mult pe cine ai alături de tine, dar sincer. Că așa poți să ai foarte mult, exact cum spuneai și tu, poți să ai alături de tine oameni care zic, wow, super, wow, ești super faină, văi ce frumoasă ești și tu, de fapt, ai o sprânceană dusă. Sau, nu știu, s-a dus rujul și el îți spune, dar arăți foarte fain. Și tu te ții în oglindă și zici, oh my God, dar n-arăt fain, de ce mi-ai spus că arăt fain? Sau, na, lucruri mai... cum e în muzică. Nu e adevărat, ai cântat foarte bine, dar tu în mintea ta tu știi că ai cântat rău, că a fost fals sau ți-a picat vocea și tu știi în mintea ta că a fost aiurea și el vine și tot insistă, nu, tu a fost foarte fain. Nu! Și cred că avem nevoie să fim foarte... Și cred că perioada asta de pandemie, again, a fost foarte bună pentru că ne-am dat seama de oamenii care cu adevărat sunt alături de noi și care ne-au sunat și care au spus, hello, ce faci? Ești ok? Ai nevoie de ceva? Vrei să-ți dau făină? Ai nevoie de drojdie de făină? Și de asta vreau să-i mulțumesc foarte tare lui Bogdan pentru că mereu m-a trezit. Întotdeauna când am încercat să deraiez, știi, când e drumul ăla, m-a adus înapoi pe șoseaua principală. Care a fost întotdeauna cheia? Care a fost mecanismul pe care l-ai accesat de fiecare dată când ai simțit că vrei să renunți? Te-ai apucat de studiu? Te-ai setat că trebuie mai mult și e mai mult? Am dat muzica tare. M-am dus rapid, frumos, am luat-o pe Flavia în brațe și am zis, băi, nu. Let's keep on going. Care ar fi sfatul tău pentru oamenii care vor să renunțe? Să-și aducă aminte că s-au născut în brațele mamei lor, care l-au iubit și îl iubesc pe deplin. Adică noi toți suntem din aceeași burtică, din același cordon umbilical tăiat și dacă ajungi să te întorci acolo, după aia lucrurile iau cu totul și cu totul altă întorsătură. Eu cred că e foarte important să te gândești că ai avut întotdeauna un punct zero. Până ai învățat să vorbești, până ai învățat să mergi. Toate au avut un început. Acum sunt altfel, normal, pentru că suntem mai mari. Și eu m-am speriat ieri când am văzut zilele aia un fir alb. Am zis, măi, I'm getting old. Dar am zis, ok, care sunt avantajele pentru care eu mă simt bătrână? Sau de ce mă simt bătrână? Și mi-am dat seama că eu nu mă simt bătrână. Mă simt doar că a trecut timpul și m-a trebuit să mă uit înapoi în urmă să văd ce am făcut? Plus, ce am făcut de mi-au ieșit mie? Poate fi și genetic. Nu trebuie să te impacientezi foarte mult. Dar am zis că vreau să le țin acolo. Eu nu vreau să cadă, știi? Eu vreau să-l las acolo și când l-am văzut în mână, zic, băi, dar du-te acolo, lasă-te deci că acolo. Deci că nu e bine să-l smulgi. Băi, asta, dar nu mi-au căzut, știi? Și am zis, băi, stai acolo, lasă acolo, că ăla-i... Și că e cu noroc când îți iese primul fir de până.
Și l-am văzut, dar mie îmi place, uite, și mă uit aici, când sunt niște, eu să zică lumea că am șuvițe. Andra, sunt foarte mulți urmăritori care... Am o întrebare? Momentan nu ai nicio întrebare. Insistăm, dacă aveți întrebări, le puteți scrie pe pagina noastră de Facebook. Andra e aici să răspundă. Toată lumea cred că așteaptă să te audă cântând, Andra. Da. Ne place de tine și când vorbești, ne place și când cânti. Mai mă țineți prea mult la vorbă, de serios, dacă era ceva. Deci nu ne temem că vom epuiza subiectele. Eu știu că vorbesc foarte mult, deci doamne. Dar haide să facem o pauză, o pauză de vorbit și să încântăm următorii cu vocea ta. Ce ai vrea să ne cânti azi? Păi ce să cânt? Eu sunt foarte încântată de piesa asta pe care am lansat-o. Trebuie să facem anunțul. Andra a lansat o piesă. Am lansat o piesă. Acum se zice single. Îmi place cum se aude, știi? Single. Am lansat un nou single. E fain, nu? Se numește Confession. Am compus-o împreună cu Bogdan, cu soțul meu. De ce zic că am compus-o cu Bogdan, cu soțul meu? Pentru că nu e compusă în sensul el a făcut ceva și eu altceva. Nu, noi am făcut împreună totul. În sensul că nu știam cum să facem pe Flavia să... Flavia, ne lași un pic să lucrăm la o piesă. Și am reușit să scriem chiar versurile împreună. Eu un vers, el un vers, exact cum am făcut când m-am cunoscut cu el, când am compus Sunt fica voii tale. Și lucru care pe mine m-a atras întotdeauna la Bogdan, eu acum fac declarații. A fost, eu nu poți știu, deci parcă camera nici... aceea, poți să vezi în camera aceea să pară totul mai roman, mai serios, mai dramatic. Bogdan. Dacă vei putem pune o piesă pe... Da, pe mine asta m-a atras cel mai mult la el, că eu imediat cântam un vers și el, pam, venea cu al doilea vers. Și din punct de vedere versuri și din punct de vedere linie melodică. Și așa a venit această piesă. Și de asta sunt așa marcată de piesa asta, pentru că mi-am dat seama cât de multe lucruri mă țin pe mine aproape de Bogdan. Noi anul ăsta facem 10 ani de căsătorie. Mulți ani înainte! Și mi-a expirat buletinul. Și a zis, mai cum facem, mai Bogdan, că uite, vezi, 10 ani de căsătorie, mi-a expirat buletinul, oare... Da, și cred că am să cânt piesa asta, dar am să-mi iau versurile, pentru că dacă le-am compus cu el, nu le știu pe toate. Nu e nimic, poți să dați amândoi. Uite, data viitoare ar fi interesant să veniți amândoi. Dar ar fi o treabă. Da. Numai că nu puteți veni și eu să mă lase, știi? Flavia, tu și el. Hai de capul meu, dacă vine Flavia aici... Pentru Flavia putem pregăti un colț cu jucării. Trebuie un colț acolo. Dar nu, că ea oricum se va auzi în cadru. E o fetiță foarte curioasă. Hei, mama, dar vorbește despre asta. De ce nu spui despre asta? E o fetiță foarte curioasă și foarte sociabilă. Da, este. A devenit vedetă pe pagina ta de Facebook. Primește foarte multe aprecieri. Da. Are valențe spre cântat. A început. Noi nu prea vrem să o pingem foarte tare pe chestia asta, pentru că și eu vreau, cum a fost și la noi. Cel puțin la mine acasă, chiar dacă eu vedeam pe mama și pe tata cântând și tot mama cu chitara, tata cu chitara, tot muzicieni în casă, mie nu mi se părea ceva, wow, vreau și eu asta. Nu, mi se părea așa de normal. Încât nu am crezut că da, uite, eu am să fac și eu așa ca mama. Nu. Și de asta cred că Flavia are nevoie de să vadă muzica, în primul rând, ca pe un prieten, ca pe un mod de relaxare, ca pe un mod de exprimare, ca pe un mod de gestionare a emoțiilor, de dezvoltare personală. Deci pentru mine, respectiv înspre Flavia, ce văd în mod clar, văd mai degrabă latura asta de musical, de actorie cu muzică, cu mai degrabă partea asta. Dar nu, are ritm foarte bun, am testat-o și eu și Bogdan. Are voce foarte bună și își dă seama, am cântat fals, nu? E ok, Bogdan, nu e nicio problemă. Dar de ce cânt fals? Nu e problemă, la ringele încă este mic, trebuie să crească corzile vocale. Și, dar preferăm să-i creăm toate, na, context care treabă. Dacă vrea să facă de asta, noi nici nu vrem să dăm la liceu de artă, de exemplu. Pentru că asta înseamnă ca eu să-i pavez neapărat. Uh-huh. Ok, tu trebuie să faci muzică pentru că mama ta este Andra Botez și face muzică. Mie,
Nu. Când ești pregătită, Andra, poți da? Să începi să ne cânti. Super. Gata, mi-am pus versurile. O să stau așa un pic. Stai cum vrei. Ok. Vă citesc un pic prima strofă, că mi-e place foarte tare. Got a feeling that this song is gonna make me smile. You ought to do it too. Gotta learn my lesson, cause today is so much more than I expect from you. Do the things to be able to just run from noise, from where I used to be. What I've done in my past won't just go away until I'm ready to give in. Foarte frumos. E și un mesaj puternic. Yeah, indeed. Got a feeling that this song is gonna make me smile. You ought to do it too. I gotta learn my lesson, cause today is so much more than I expect from you. Oh yeah. Do the things to be able to just run from noise. Oh, from where I used to be. Hey. What I've done in my past won't just go away. Ooh. I'm still ready to give in. Oh. Come on, keep the faith and start living. Fly and enjoy the ride. Renew your mind and stop living. Throw in all your pride. Ta-da. Da-na-na. Când trebuie neapărat să ascultați piesa. Eu am instrumentalul în cap. Cum se numește? Piesa se numește Confession. Și o găsiți pe canalul meu de YouTube. Și o să vedeți că de curând o să mă lansez și într-un alt domeniu. Cum așa? Ia, ne poți muzica cum tot. Ai pregătit lucrez un clip frumos? Yes. Despre asta vorbești? Yes. Da. O să facem și un clip la această piesă. Încă suntem în căutarea locului perfect pentru asta, dar intenționăm să facem clipul cât mai repede. Am eu așa o imagine. Despre te vizualizezi cum... dintr-o ipostază. Da, da, știi camerele alea cu geana aia de lumină, știi, și se vede praful și... Nu ne dezvălui prea multe. Da, Andra, ai avut experiențe pe diverse scene și în locarul din Iași, și la concursuri, și în Manchester am cântat, și în Oslo, Doamne, dacă ar trebui să vorbesc acum despre toate lucrurile. Să-ți faci CV-ul? Doar. Spune-ne, te rog, eu tot am discutat cu foarte mulți artiști despre asta, cum scapi de emoții, sau nu neapărat cum scapi, cum le menegeriezi emoțiile înainte de a te urca pe scenă. Yep. Sunt niște emoții firești, trebuie să învățăm să... cu ele, cum le ascunzi sau cum te comporți când le ai, ce simți, cum le descrii? Emoțiile sunt, toată lumea știe această frază, no, emoțiile sunt constructive, ele ajută pentru că devii mai expresiv, whatever. Nu, e normal să avem emoții, suntem oameni, nu suntem mașini, este normal să avem emoții și eu chiar le spun la toți, lasă. E bine să ai emoții, lasă emoțiile să se vadă, dar fă ceva cu ele. În sensul concret, pe mine cel mai mult ce m-a ajutat să depășesc emoțiile, să le gestionez, a fost să fiu foarte tehnică. Cu cât ești mai tehnic, cu atât știi să te stăpânești, pentru că te deblochezi. Sunt anumiți mușchi care se blochează. În cântat se blochează mușchii aductori și constrictori. Și îți blochează mandibula, îți pune presiune pe maxilarul inferior și ajungi să nu mai poți cânta deloc. Sau, din cauza că nu mai gestionezi muscular nimic, pierzi din suport, ajungi să blochezi mușchii abdominali și bam, nu mai poți. Deci, de obicei, emoțiile sunt pe lucruri concrete. Deci, ai emoții pentru că nu ești sigur pe ceva. Nu ești sigur pe piesă, nu ești sigur pe nota aia, nu ești sigur pe versuri. Nu ești sigur pe unde te auzi. Nu mă aud în monitoare și am foarte mari emoții că nu mă aud. Sau situații care se întâmplă, se întrerupe curentul. Na, și când pe întuneric. Trebuie să fii tehnic. Dacă vrei să nu mai ai emoții, trebuie să fii foarte tehnic, să știi foarte, foarte bine ce ai de făcut. Credeți-mă, eu am crezut că mor la cânta cu mine, la propriu. Am făcut criză de tetanie, mi s-a blocat tot. Ce ai simțit pe corp? Ce, cum ai descris? Deci mi s-a blocat tot. Deci mi s-au blocat degetele, mi s-au înțepenit complet și am zis, ce fac? Ce fac eu acum? De ce? Nu erai sigură? Nu puteam...
Dar nu arăta așa la probele de sunet, scena aia. Era... La probele de sunet era totul gol, numai lumini, tot era frumos. Dar când am ajuns acolo și cu toți oameni care se uitau așa de sus, pentru că era un bloc de 5 etaje cu 100 de oameni, am zis, băi, gata, nu mai... Și atunci am avut o singură soluție. A venit atunci cu câteva secunde înainte să intru pe scenă, a venit Lucia și mi-a zis, ține light. Asta era în capul meu, light, 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 light. Deci eram doar pe o singură soluție concretă. Și atunci mi-am văzut de... De asta vreau să menționez un lucru, un secret. Singura persoană din juriu care și-a dat seama că tot ceea ce fac este absolut și tehnic, nu doar de expresivitate, a fost Dana Dorian. Când a spus, este o libertate, cum a zis, stai, o libertate, ceva de genul știută, o libertate pe care exersată. O exersată, exact, o libertate exersată. Și ea și-a dat seama că ceea ce fac acolo, în secundele alea până înainte să intru, era doar să deblochez mușchii. Pentru că eram... E poate zero. Și pentru că tu practic aveai tehnica, o știam foarte bine da. Cu toții și am avut încredere în prestația ta, dar mulțumesc. Faptul că tu ai simțit aceste emoții pe corp și ar fi putut practic să te blocheze și da. Să-ți strici momentul artistic, așa mă gândesc că are legătură și cu faptul că nu te-ai vizualizat poate în momentul respectiv. Tu ai fost la probele de sunet unde era totul gol. Era super fain, super, și, dar n-am știut că va fi încărcătura aia. Asta e. Probabil e o încărcătură. Ar trebui să ne imaginăm înainte, să ne vizualizăm exact în momentul da. Respectiv și să ne imaginăm chiar oamenii. Pentru că tendința oricărui cântăreț este să se bucure. Uh-huh. Cea mai mare, deci este entuziasmul pe care l-ai în primă fază. Wow, ce fain e, wow, ce frumos e și nu te mai concentrezi. Din momentul ăla te uiți. Wow, vezi? Ca să nu mai zic de faza cu camerele. Deci pe mine asta m-a terminat cel mai tare, că erau camere și sus și într-o parte și într-alta. Zic, măi, dați-mi pace, deci... Ați fost mulțumită de prestația ta? Mie mi-a plăcut foarte mult. Te-ai simțit, ai simțit momentul? Ai da. Simțit, ai reușit să te deblochezi? Da. Cum? Tehnică. Ține limba extinsă, deblochează mandibula, ține colțurile ridicate, pune suport, extinde diafragma. Deci în continuu asta a fost în mintea mea. Și când am, de-abia când am simțit că îmi răspunde corpul la tehnică, atunci m-am bucurat pe deplin. Care e un sentiment, cred, ciudat pentru artiști să se simtă, știu eu, analizați, judecați e prea mult spus, criticați. Da. Cum e pentru un artist să primească critica? Poate de-a lungul experienței tale s-a schimbat felul nu-i în care... Nu-i plăcut. Deci trebuie să recunoaștem, trebuie să fim sinceri, că nu-i plăcut când vine cineva și zice ce rău ai dat-o, ce rău ai cântat. Ce simți? Îți dai seama că te ia în spate. Adică în momentul ăla se prăbușește tot și zici, ce mi-o trebuie? Din momentul ăla încep să iei decizii. Ce mi-o trebuie mie să fac chestia asta? Ce mi-o trebuie mie să cânt aici? De ce am venit eu aici? Știu de ce, pentru că m-am îmbrăcat așa, din cauza că am făcut așa, nu trebuia să-mi aleg piesa aia și tot așa. Și ajungi, deci doar printr-o singură frază de critică pe care ai primit-o de la celălalt, tu ajungi să te critici în plus în mintea ta. Foarte tare. De asta contează foarte mult să îți asumi și să-l întrebi. Dă-mi un argument. Ce anume nu ți-a plăcut? Să ai un moment în care tragi aer în piept. Ok, super, dar zi-mi ce ți s-a părut ție că a fost rău, greșit. Ce nu ți-a plăcut? Păi nu mi-a plăcut că ai urlat sau nu mi-a plăcut că te-ai apucat și te-ai, nu știu ce ai făcut tu acolo. Ok, de ce? Și porți o conversație prietenească, prietenoasă, sociabilă, amabilă, în care vrei să-ți răspunzi ție la întrebare ca să nu rămâi cu o nebuloasă și să nu rămâi acolo. Sunt foarte mulți care, din cauza unei critici, au zis gata, eu nu mai fac așa ceva. Eu nu mai ies în public. De acum, când ies în public, mă pregătesc. Nu! Nu o să fie niciodată un moment în care să fii pregătit să zici gata, eu acum mă duc și cânt și buf. Nu! Niciodată. Care este, Andra, din punctul tău de vedere, diferența dintre un artist care transmite și un artist care nu transmite? Care e linia aceea fină peste care trece cel care transmite? Sunt fricile pe care le are fiecare. Toți avem anumite frici, mai mici sau mai mari. Sunt acei coviduți, în pastul temă. Moda. Da. Deci există un fel de... E o frică
mică ce atrage altă frică, altă frică, altă frică, altă frică. Eu cred că cântăreții în general sunt cei mai expuși la frici, pentru că ei sunt în față. De multe ori ne gândim, poate un toboșar să aibă aceleași emoții pe care le are un interpret vocal? Nu. Într-adevăr, gestionarea emoțiilor la un toboșar, într-adevăr, e mai grea, pentru că dacă îi face crampă la mâini, nu mai poate bate la tobe și tu nu mai poți cânta ca vocalist. S-a pierdut. Ai avut vreo astfel de experiențe? Nu. Doar a scăpat bețele, dar a mers mai departe. Bătu cu mâna până ridicam bețele. Am pățit. Gen, s-a întrerupt discheta, am cântat și pe dischetă și pe casetă negativ. S-a întâmplat, față, dar am continuat, așa. E fain. Deci noi suntem expuși foarte tare. Adică, în primul rând, faptul că ești cu un pas mai în față, față de trupă. Deja asta este o emoție. Și noi știm că publicul aruncă cu roșiile, nu o să arunce într-un chitarist, o să arunce cu roșii în vocalist. Ai uitat versurile, ce ai făcut acolo? N-ai cântat nota aia de sus? Ai țipat? Sau... Deci întotdeauna la vocaliști e problema cea mai mare. Și de asta fricile sunt din toate părțile. Eu le spun și elevilor cu care lucrez. Există trei frici, trei bariere. Frica de penibil, că o să mă fac de râs și nu știu ce mă fac eu, că o să râdă de mine. Frica de durere, când ajung pe nota aia o să mă doar gâtul de nu să mai pot cânta. Și frica, vreau să fac ceva și nu știu cum. Nu știu cum să fac, nu știu mecanismul, nu știu cum să trec peste. Și de obicei toate vin de la punctul că nu știu cum să fac. Când știi cum să faci, instantaneu îți vine soluția. De asta îmi place mie tehnica asta. Pentru că vine cu soluție proprie. Am o problemă, că de fiecare dată, nu știu, am o problemă astăzi cu blocarea mandibulei. Eu cu asta mă confrunt mai des cu elevii. Nu trebuie că dau mandibula și am tenit. Trebuie să ajung pe nota aia de sus și nota de jos. Și atunci, din cauza că ajung să-și dea soluții singuri, de fapt, tu atunci lucrezi la frica ta. Și când știi ce trebuie să faci, nu mai ai frica de penibil, nu mai ai frica de durere, pentru că știi că a funcționat soluția aia și știi că poți recăpăta încredere și oamenii văd siguranța pe care tu o ai pe scenă. O transmiți. Apropo de ce ziceai că sunt mai expresiv. Sunt expresiv în momentul în care îl simt pe interpret în largul lui. Deci îl simte că e natural. Nu e ca și cum e fake acolo. Și vorbim de oricine, de la omul de la țară care zice din prima, când știi momentele alea, când te duci de Paște sau de Crăciun, dar nu cânti și tu ceva? Că am auzit că faci oră de canto. Pam! Deci în momentul ăla tu trebuie să găsești o piesă potrivită, trebuie să găsești un... Deci în momentul ăla tot ce ai făcut tu 10 ani de canto se reduce în momentul ăla de familie, în casă, în fața cozonacului și în fața mâncării. Și în momentul ăla zici, băi, cele mai mari emoții le-am când de față cu familia sau cu prietenii. De ce? Pentru că ei te știu pe tine și tu nu vrei să-i dezamăgești. Și zici, păi ei se așteaptă acum ca eu să cânt super. De asta cel mai indicat este să cânti o piesă faină, simplă. Nu te apuci și cânta. And I, cea mai grea piesă ever, eventual, ca să demonstrezi acolo. Ma, ce voce am eu acum. Știi, eu cu piesa asta am luat trofeu, am făcut. Și oamenii zic, da, e Crăciunul. Sau în focurile de tabără. Nu vreau omul să știe acum câte melisme, câte fast runs-uri faci tu acolo. Nu, vrea să se simte bine mai cu tine. Modești, poate, hai să cântăm tare! Hai, duc! Andra, știu că nu-ți vine să crezi, nici mie s-a nu terminat, să cred, nu? Dar da. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii. A fost o plăcere reală să vorbim. Dar ne mai tine. Vedem, nu? Vedem și ne vedem neapărat, trebuie să vii în formula completă cu Bogdan și Flavia, tot i-ai menționat pe parcursul emisiunii. Am o provocare pentru toți invitații care vin în platoul nostru.
Pentru că foarte puțin dintre noi cred că mai speră în realizarea viselor lor și mulți le abandonează pe parcurs, alții nici nu mai vor să viseze, că au fost poate dezamăgiți. Care ar fi mesajul tău pentru acești oameni, urmăritorii care se uită în acest moment la noi? Mesajul care poate pe tine te-a ajutat să depășești momentele grele din viața ta, din cariera ta. Și am să te rog să te uiți în camera aceea ca să fie un mesaj de la suflet la suflet. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care acum sunt aici cu noi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care își spun părerea despre ceea ce creez, despre ceea ce fac. Mulțumesc tuturor celor care au încredere în mine și își pun încrederea în mine atât din atelier cât și din studio și din tot ceea ce facem noi. Vreau să încurajez pe fiecare să aibă încredere în potențialul lor, nu într-un mod general, ci într-un mod foarte obiectiv. Studiați foarte mult, citiți, ascultați muzică, bucurați-vă de viață și fiți voi înșivă. Nu încercați să păreți altceva decât sunteți. Nu încercați să păreți, să vă puneți idolul mai presus de ceea ce sunteți voi, pentru că voi sunteți mai mult decât respectivul. Proveniți dintr-un anumit context, dintr-o anumită familie. Bucurați-vă de orașul Iași. Pentru cei care sunteți din Iași, Iașiul are un potențial extraordinar, chiar dacă vi se pare că acum nu se mai poate face nimic din punct de vedere muzical, ba da, se poate face. Contează foarte mult cum te expui, în ce mod, calitativ, nu cantitativ. Încurajez pe cât mai mulți să se trezească de dimineață. Să se trezească dimineață, asta e primul pas. Trezește-te de dimineață, fă-ți patul. Da, regulile simple. Regulile simple, de la regulile simple, adică fii foarte disciplinat. Cu cât ești mai disciplinat, și asta mi-o spun și mie, nu doar o spun lor, că e simplu să dai sfaturi la toată lumea, fă așa, dar tu, de fapt. Adică e valabil și pentru mine. Contează o disciplină foarte dură cu tine. Dacă e nevoie să te trezești la 5 dimineața, trezește-te la 5 dimineața. Dacă e nevoie să te trezești la ora 10 pentru că vrei să te odihnești, ok, do it. Dar vezi cum îți gestionezi timpul să-ți ajungă pentru toate. Și trăiește tot. Mergi la Vlădeni, că acum sunt maci, e foarte frumos, du-te, fă poze. Mergi la concerte, investește, plătește bilet. Mergi la workshop-uri, masterclass-uri, investește în tine, în pasiunile tale. Indiferent că e vorba de muzică, că e vorba de altceva, investește, orice. Că e vorba de bani, că e vorba de timp, că e vorba de prieteni, că e vorba, investește. Mulțumim, Andreea, pentru aceste cuvinte. Yep. Îți mulțumim că ai fost astăzi aici. Mulțumesc pentru invitație. Că ne-ai dat un refresh, așa, poate de luni. Sper, de luni sper dimineață. Sper din tot sufletul să fi fost o încurajare. Eu asta cred că asta vreau să fie scopul meu în viață. Să fiu de încurajare, să pot încuraja, dar să nu încurajez cu vorbe goale. Așa că dacă are cineva nevoie de ajutorul meu, oricând poate să-mi scrie, scrieți-mi pe Facebook, Andra Botez, pe Instagram Andra Botez Voice, scrieți-mi pe atelierul de voce by Andra Botez dacă aveți nevoie de ajutorul meu, să vedeți ce minunată este tehnica asta. Și nu uitați de antrenamentele pe care le avem noi, pe care le facem. Acum am inițiat un proiect foarte fain, un pachet de 5 lecții zilnice. Eu voi fi pe improvizație armonică și ritmică de jazz. Deci dacă vrei să te înscrii la un astfel de antrenament zilnic de 60 de minute pe zi în grupuri de câte 3, bam! Te pot contacta pe pagina ta de Facebook. Sigur. Pentru mai multe detalii. Da. Andreea, te așteptăm o formulă completă, nu uita promisiunea. Da? Yes. Îți urăm tot ce este mai bun și să crezi în visele tale în continuare. La fel. Keep on going. Domnilor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Noi ne revedem miercuri de la ora 11, unde vom cunoaște povestea unui alt artist ieșan. Până atunci rămâneți alături de colega mea, Roxana Caraiman, care de la ora 13 va avea o nouă ediție a emisiunii Bezei Live și îl va avea ca invitat pe doctorul Ionuț Nistor de la Spitalul Clinic Cei Parhon din Iași. Credeți în visele voastre și luptați pentru ele. Toate cele bune! True!